sămânța cade lângă drumul mărcii, iar ultima sămânță bună cade și aduce rod de zecit. Ucenicii nu înțelegeau ce de le spune despre sămânță, despre sămânător. Și atunci Mântuitorul le tâlcuiește. Ce spune? Da. Unii au cuvântul lui Dumnezeu atunci pe moment, pleacă și lui. Unii își propun să împlinească cuvântul lui Părucii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, dar în diavolul și Robodare spune, înainte de a spune ce este cu sămânța bună, spune ca ei crezând să mântuiască. Ei, de ce spune lucrul acesta? Tot despre semințe, despre aceia, despre oamenii aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când preotul, episcopul, când mitropolitul, care Ireneus vorbește, sau vedeți la televizor, uitați-te Trinita. Cine mă vorbește și vă mișcă că este cuvântul lui Dumnezeu, deci, păi, încep și eu să mă vedeți. Dar, ieri din biserică, te gândești cum plouă acum, că începe să plouă ce îmi plouă. Ce vezi de avântul și uiți că ți-ai propus, ca și tu, să asculti cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, prorocul Ieremia spune, pământule, pământule, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Păi cine-i pământul? E omul. Pentru că Adam a fost la început pământ, lut. De aceea nu spune Ieremia, omule, omule, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, ci spune pământule, pământule, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Evanghelie Mântuitorul le spune ucenicilor, pentru că ei nu înțelegeau. Și le spune, unii au urechi și nu aud, unii văd și au ochi și nu văd. Și le spune, vouă vă este dat să vedeți, le spune ucenicilor, că sunteți lângă mine, vedeți tot ce fac eu, toate minunile mele, de la prefacerea apei în vin, până la învierea din moarte. Dar celorlalți, adică nouă, ne este dat să ascultăm în pilde. De aceea Evanghelie se numesc pilde. Pentru noi, nu erau pentru ucenici. La un moment dat și ucenicii spun de ce tâlpiește nouă pilda aceasta. Ce înseamnă pilda aceasta? Cu toate Mântuitorul le spune, voi sunteți cu mine, voi vedeți cu ochii. Voi auziți cu urechile. Dar celorlalți le vorbesc cu tine. Dar ce mai frumos să ne place la cuvintele acelea? Ca ei trezând să se mântuiască. De ce sămânța? De ce cuvântul lui Dumnezeu se ofilește repede? De ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a buși? Auziți? Crește repede, dar venind în năbușe. Iertați-mă, dar nu mai pot să-l închid. E cineva care nu spune vă asta în rosetă asta. Nu am răspuns, știu că e răsă, că e la răsă. De ce? Că le ia buruienile și le năbușesc. Ai! Te ia gândurile. Ce tu spui? Gândul văd eu la mormântare. Când le vorbesc. Nu, mai și n-am fost în alte părți. Fost nu de mult. Aveți v-aș spune de mântare aceasta în oraș. Am fost la avocată. Și când am început să cântăm, am avut și paga și totul, și bătăria, am avut și preot și când am început să cântăm aleluia, toată lumea din Sfântul Mântare ei plângeau. Este momentul. E momentul să arăt cuvântul lui Dumnezeu și am predicat eu. Dar ce credeți? Când vă zic, până la cinichie, când s-au uitat acolo, când am urcat lui Ideal, este la Rețului. Și au uitat, poate până seara, că ea a sărat casa Chimi și a apucat pe gata acolo, că le-a zis, eu nu mă plânge să mă plângeți vă povedeți. Și le-am vorbit și uitat cum ascultau. Și despre ce înseamnă Ideal. Da, atunci am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că preotul e aruncă cuvântul lui Dumnezeu, sămânța! Nu că sămânța se încolcească. Dar ce credeți? La doua zi, după ce s-a terminat, au crescut guriele, cum spune evanghelistul.
Au crescut buriene și ne-au rușit cu sămânța Cuvântului Dumnezeu. Și uită! Uită! Dar atâta am ajuns, când mă rog pentru cei care plecă dintre noi și văd că îi mișcă, îi văd că ascultă, îi văd că și în sinea lor zic, și eu o să vin la biserică. Și eu o să vin la biserică. Și eu o să vă ajutesc în sărbători. Și am să mă rog. Și am să încerc să mă spovedesc. Și am să încerc să mă împărtășesc. Păi n-ați auzit ce a dat la Apostol astăzi? Ceea ce vă spuneam, vă spun de atâtea ori. Sfântul Apostol Pavel zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. E acolo, da. Cuvântul lui Dumnezeu a dus răd însuțit. Însărcit, însuțit. E sămânța care a ajuns pe pământ bun. Așa e și omul și rău. Ca și pământul. Ca și pământul de care spune Evanghelie. Vedeți că și în plan sat, pământul e împărțit pe categorii, pe zone. E pe zone pe care nu avem în dar ce se gândește și pământul mai diferit? Așa este și omul. Diferit. Ca pământul. Bun. Bun răditor. Nisipos. Nemuncit. Cu bănării pe el. De aceea nu poate să dea ducă rog. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să mulțească, să aducă rog. Ce rog? Mântuire. De-aia spune Mântuitorul. Te-ai crezut să se mântuiască. De-aia răstu poveitele. Te-ai face să uite. De-aia ce ne ține să fie perseverenți în ceea ce au hotărât în ei. Și atunci se răzgândesc. Și știți cum spune? Spune Marco Pildă. Spune așa de ceva. Omul face așa. Nu mă duc acum la biserică, sunt prea tânăr. Mă duc la copiii care, cum sunt ăștia de care am luat dacă ți-au crescut și acum sunt studenți din București, că am tare cuvântul lui Dumnezeu. Parcă îi văd când erau mici și intrau la dat, se închinau și cu pauză cu ceea ce sunt ca lui. Iar acum, i-a luat pe volumul vieții și au uitat. Ei, vedeți, atâta cât au fost lângă mine, am putut să le urc sămânța la Cuvântului Dumnezeu. Au plecat, au uitat. Dar nu poți să uite un lucru. Că știu că tot vor avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Acum s-a întâmplat. Și mă întâmplă. Nu vreau acum la biserică, nu sunt bine. După ce zice, n-am, mă trebuie să mă împlinesc, să ajut să fac la rapid. Alții zic ce vă rugau cu nou și sunt compoarte. Eu-s bătrân să vă rog, că nu. Iar când este vremea să vă ducă împiedică. Ce împiedică cu asta mergeți? Cine împiedică până atunci? Ia vă rog. Cred că tot referul cu acesta cu mănăstirea Bistrița. Cu scena aceea. De aceea vă și spun, la unii greutate. Când arată judecata, când sufletele se înalță spre cer, și e un nouă și pleacă de aici gros, de jos la pământ și sus se subțiază și acolo vedem suflete, oameni răsturnați, diavol, îngeri. Și de la partea de alta, cum este vârtejul de la de la Sfântul pe iconul acela care ia și ridică tot în sus. Așa e și acolo pictura. Și undeva lateral, un om și o femeie stau în pat și sub pat, diavolul face foc. A pus pe mai, să-mi spune la fiicele mele cu vădice numită Bame. Ce înseamnă pictura aceea? Scena aceea ce spune? Duminica și sărbătoare, dar mai ales duminica. Când sărbători, un muncit că trebuie să mici. Deci încălzește patul ca să stea mai mult. De vedeți, de vine seara, sau de sâmbătă seara, spune, mine stau și eu mai mult, mă tăvălesc, mă năfăiesc și eu în pat. Dar ce faceți care au încălzește patul și zice, mai stai un pic. Și zice, duce-ți somnul de dimineață. Unii ne trezim, noaptea nu putem să dormim, iar dimineața, când vine dimineața, și-a trebuit să ieșim afară la muncă, și-a mai stau un pic pe un pat. E scarosc. Și mai stai și mai zice, la pic. Și sare că de mai din și te speri de ochi, să-ți mai faci rugăciunea, nici te închini. E stresat de timp. E stresat de viață. Și așa face scarosc. Se spune, îi zice așa, să poți de lasă că ai timp. Lasă că ai timp să te duci la biserică. Și glasul la unde? Zic, a, ce mă, de acum,
mă duc de acum la biserică, ce? Eu sunt împărtășit, eu sunt ca aia, volanul sau pe ăla, mi-a venit părul, am ieșit la pensie, am timp. N-ai timp, tu mă mai ai. Mi-am zis tu, domnul, că vedeți. Nu mai ai timp! Nu mai ai timp! Pentru că el știe să-și facă rolul. De aceea Mântuitorul spune, că auzim, păi de unde aude cuvântul lui Dumnezeu? De unde aude cuvântul lui Dumnezeu? De unde aude cuvântul lui Dumnezeu? Aduce vântul la ea acasă? Nu. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. Aici e sămânța. Dacă îl vine, n-are de unde. Ca un crezând să se mântuiască. Ei, dragile, iată ce frumos. Mântuitorul le spune ucenicilor. Crezi? Te mântuiești. Crezi? Te mântuiești. Vedeți și tu una că încearcă pe cei care vin la el ca să-l ajute. Și cum spune? Doamne, ajută-ne credințe mele, dar cum crezi? Iar Mântuitorul de multe ori spune, crezi că pot să fac eu aceasta? Dar, Doamne, cred. Iată că aici le spune. Crezând să se mântuiască. Ce vrem mai mult? Ce vrem mai mult dacă Mântuitorul spune, crezi, te mântuiești. Iată ce spune, sau să vă citesc un verset din prorocul Osea, deci din Vechiul Testament. Vă citesc din prorocul Osea, capitolul 4, versetele 6-7. Citesc. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Poporul meu va pieri fiindcă nu mă cunoaște pe Domnul. Cu cât s-au mulțit, cu atât au păcătuit împotriva mea. Am încheiat citatul. Fiți. Cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit mai mult împotriva mea. Sunt cuvintele Mântuitorului pe care le-a spus prorocul Osea și el dați vă seama că prorocul Osea a trăit înainte de a se naște Mântuitorul. Carțile noastre. Atenție, cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit mai mult împotriva mea. De unde vine credința? Din auzire. Credința mișcă auzul tău. Deci auzul. Sămânța, spune Mântuitorul Apostolului nostru în Evanghelia de azi. Sămânța e cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu întâi îl auzi. Păi nici cuvântul lui Dumnezeu am început și astăzi, cuvântul meu. Pământule, pământule, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Deci credința vine în primul rând prin auzire. De aceea și Mântuitorul spune astăzi, dar și Dumnezeu Tatăl în Apocalipsă, că unii au urechi de auzit și n-au urechi. Unii au ochi și n-au urechi. Atât de mult am înmulțit, vă spune Osea, și atât de mult am păcătuit. S-a înmulțit păcat. S-a înmulțit păcat. Pământul nu mai ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu mai ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a duc aminte o fică de-a mea, de la care era la Sălcea, pe care o pomenesc, pentru că o pomenesc morții mei. Nu arată pe, nu știu care mă arăți ca mică de o femeie mică, nu era o femeie. Când am venit aici părințelul, n-aveam atunci veșminte, care ea știa cuvântul lui Dumnezeu, o pățise în ea. Luam copilul pe casă, care nu avea, pe ea n-avea un bărbat, stătea într-o căsuță mică la Sarcea. A zis, părințele, în pensia mea să mergem la București să-ți iau veșminte. Ea și culica, eu ți-am ridicat cu coșata. Și mă duceam, dați-vă seama, eu, la vreo 23, doar că aveam 23 de ani atunci, în București, în vreo pe posatul, cu piticania de floarea, cu florica pe felea, și cu coana mica cu coșata, prin București, să ne-au deschis. Am 7 de zile și spuneam, am luat cele mai frumoase de zile.
Și a, a venit Revoluția. Și acum au votat la televizor slujba de la Catedrală de la Patriarhal la București, la Sfântul Dimitrie. Și spune Mărturmeles cu floarea. Părinte, nu mai vin la biserică. Deci, cum am fost la noi? Ce zici dumneavoastră, zici și la televizor. Ea nu se referea, ea se referea la slujba, am înțelesul. Așa cum trebuie să înțeleg o plătă. Adică, ce vorbești, ce cuvânt spui dumneata, așa spune și la televizor. Stau la Domnului în genunchi, stau la prefacere, că știa la liturghie. Stau în genunchi, păi, când stăteau la biserică, stau și acasă în genunchi. Nu mai pot. Ei, asta m-a mișcat. Pentru că ce zici dumneata, zice și acolo. Ea știa cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toată liturghie e cuvântul lui Dumnezeu. Și aia m-a mișcat. Nu mă interesa pe mine că ea stătea să vadă slujba, ce m-a interesat că ce zici dumneata, zice și acolo. Ia. Așa că Pământul ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Astăzi sunt într-un moment mică, pentru că a fost și cu viața parastivă și vremea asta. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că tot mai mulți aveți urechi de auzit. Tot mai mulți deveniți Pământul fertil, unde cuvântul meu, vorba mea, care iese, dar este cuvântul lui Dumnezeu, împărțește în tot. Și în vreme, aduce rodul. De aceea, îi mulțumesc Dumnezeu că voi credeți